Liviu Dragnea îl amenin pe Klaus Iohannis, va suporta consecințele. Liviu Dragnea îl amenin pe președintele Klaus Iohannis ce va suporta consecințele atacurilor sale la adresa PSD-i a guvernului. Am luat decizia să reacționăm, a spus Liviu Dragnea la Antena 3, anunțând ce PSD-i guvernul vor răspunde de fiecare dată de câte ori Iohannis va spune lucruri neadevărate. Merg pentru ce Palatul Cotroceni nu e proprietatea privată a cuiva. Decizia de a nu merge pe calea scandalului. Noi nu avem niciun război cu președintele. Dar, am luat decizia să reacționăm. Nu mai putem sta să nu replicăm, să nu spunem adevărul sublinierei sale SMS se multiplice niște minciuni, din dorința de a păstra o relație cereia nu-i vede un viitor. Nu renunțăm la niciunul dintre obiectivele din programul de guvernare. Este un limbaj sub nivelul unui presubliniere din tale României, dar este o decizie asumată sublinierei fiecare va suporta consecințele, a declarat Dragnea.